Ne rugăm mai mult în perioada aceasta, să stăruim înaintea lui Dumnezeu pentru atâtea probleme, atâtea situații pe care le avem noi. Apoi lucrarea lui Dumnezeu, care Dumnezeu ne-a încredințat-o și pe care trebuie să o purtăm cu responsabilitate fiecare dintre noi. În sensul acesta, aș vrea să citesc un cuvânt din Sfânta Scriptură al Apostolului Pavel, epistola către Filipeni, capitolul 6 și de la versetul 18 înainte. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Amin. În prima parte a rugăciunii vom aduce stările noastre înaintea lui Dumnezeu. Vom aduce înaintea Domnului realitatea din viața noastră și vom cere lui Dumnezeu ca să ne cerceteze. După ce ne cercetăm noi, să intervină El prin Duhul Lui cel Sfânt și să ne cerceteze, ca apoi, motivați de cercetarea Lui, să ne putem ruga pentru cei ce slujesc în biserica aceasta. Amen. În mod special, ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei ce predică cuvântul Domnului. E așa de important să știm stărui, spune Apostolul Pavel aici în citatul pe care l-am ascultat, că l-am citit. Să știm stărui în astfel de cauze. Amen. Frați și surori, diavolul urmărește întotdeauna pe cei ce sunt în fruntea poporului, pe cei pe care Dumnezeu îi folosește în lucrarea care le-a dat-o. Familiile lor sunt țintele diavolului. Și noi, ca și biserică, trebuie să avem călăuzirea aceasta în mintea și inima noastră și cu credință să ne rugăm Domnului pentru păstorii bisericii, pentru slujitorii în orice domeniu ar fi ei angajați în lucrarea lui Dumnezeu aici în biserică și Dumnezeu să cerceteze biserica în sensul acesta. Eu cred că e o cauză deosebită cauza aceasta și Dumnezeu vrea să lucreze în localitatea aceasta în care ne-a așezat. Observați dumneavoastră cât de mulți locuitori au venit în jurul nostru, oameni care au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Și fie ca Biserica Betel să fie un loc de închinare unde se poată găsi oamenii aceștia răspuns în dreptul problemei mântuirii sufletului lor. Pentru aceasta să ne rugăm. Dar așa cum am spus și cum am citit cuvântul, mă repet, Apostolul Pavel spune să stăruim în aceasta. A stărui înseamnă nu doar a ne ruga insistent, ci a ne ruga și cu credință. A ne ruga cu credință. Și Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Ne rugăm pentru cauzele acestea. Ne ridicăm în picioare și să...